Bună seara! Sunt alături de Dan Perciun. Bună seara! Și astăzi vom răspunde la întrebările internauților de pe Facebook și de pe alte platforme care ne adresează întrebări despre platforma compensații GovMD și valoarea compensațiilor și cum vor fi acestea acordate. Astăzi am fost în conferință de presă alături de doamna prim-ministru și am anunțat tarifele finale pe care consumatorii casnici le vor plăti în limita plafoanelor pe care le propune Ministerul în urma consultărilor care au avut loc cu celelalte autorități. Și ca să începem, eu zic să răspundem la câteva mituri care circulă pe internet în legătură cu compensațiile. S-a comunicat destul de activ că termenul limită este 15 noiembrie. De fapt, acest termen era setat pentru ca oamenii să aibă un obiectiv până pe 15 noiembrie și ca să nu punem presiune foarte mare pe sistemul de asistență socială sau pe bibliotecari. Dar 15 noiembrie este doar primul termen pentru prelucrarea cererilor. În continuare, cererile pot fi depuse și vor putea fi depuse pe toată durata iernii, de fapt, dar pentru ca să fie atribuită categoria de vulnerabilitate pentru luna noiembrie, adică pentru prima lună din perioada rece a anului, cererile trebuie depuse pe compensații.gov.md până pe 24 noiembrie, pentru că în perioada 25-28 noiembrie vor fi procesate aceste cereri. Este vorba de sute de mii de cereri. Astăzi erau peste 650.000 de cereri înregistrate și vă dați seama că e vorba de interpelarea altor baze de date, e foarte voluminos procesul, de aceea este normal ca în sistemul informațional acum cererile să se afle încă în procesare. Domnul Perciun a participat la foarte multe ședințe tehnice, de fapt dumnealui coordonează multe ședințe tehnice în care sunt și dezvoltatorii sistemului informațional. Dacă puteți să ne povestiți un pic despre etapele de procesare a informațiilor și cât de voluminos este acest proces. În primul rând aș vrea să menționez că toți cei care au comis o anumită inexactitate în momentul completării cererii, chiar dacă au expirat 5 zile din momentul intrării acesteia în procesare, pot solicita să facă modificări. Mecanismul este implementat primul an, condițiile poate nu au fost pentru toți foarte clare din start. Ne-am confruntat cu situații când lumea a uitat să introducă un locatar, de exemplu, câteodată un copil respectiv. Există posibilitatea de a scrie un e-mail pe suport cu 2dp@aroncompensatie.gov.md și a solicita redeschiderea cererii sau de a apela centru telefonic și de a solicita acest lucru, de a lăsa datele și cererea va fi redeschisă. Acum, bineînțeles că să procesăm 600.000 sau 800.000 de cereri cât ne așteptăm noi să avem până pe 25 noiembrie, o să fie un lucru suficient de laborios. Sunt un anumit proces care noi urmează să le facem inclusiv cumva manual, pentru că sunt multe situații neprevăzute, asociații care transmit datele către minister în excele, nu se facturează printr-un furnizor sau un intermediar de contări. De aia rugămintea este să vă înregistrați și să nu lăsați totul pe ultima zi, pe data de 24 noiembrie, și, în egală măsură, să nu punem prea mult presiune pentru pe asistenții sociali și bibliotecari, care și așa, în ultima lună, au avut un volum mare de lucru, pe lângă volumul suficient de mare, care de obicei la un ajun în perioada rece anului, pentru că mai înscriu și beneficiari pentru ajutorul pentru perioada rece anului. O altă greșeală care este destul de frecventă și care este corectată de colegii din echipa tehnică care răspund la solicitările de pe suport aroncompensații.gov.md este raportarea venitului familiei, pentru că chiar dacă am scris în mai multe locuri că e vorba de venitul lunar estimat pentru o perioadă de referință de 6 luni, mulți au raportat venitul total pentru această perioadă și chiar vă îndemn, dacă ați făcut această eroare, să atenționați. Cererea poate fi redeschisă și puteți să editați
să includeți venitul corect. Acest lucru este posibil, deci este prevăzut de regulament. Da. Avem și situații un pic aberante chiar. Sunt unele cereri, nu sunt foarte multe, sunt câteva zeci de cereri în care sunt incluse venituri de zeci de milioane de lei lunar. Credem că este o eroare tehnică. Poate acele familii au introdus, nu știu, IDNP-ul, de exemplu, în câmpul de venituri sau alte greșeli. Noi proactiv tratăm aceste cereri, le identificăm și sunăm familiile care au comis astfel de erori pentru ca ele să ceară să fie redeschise accesul la cerere. Tot aici aș vrea să menționez la categoria erori frecvente, dacă un cont personal, un NLC, se dublează, cu alte cuvinte, observați că nu îl puteți introduce în sistem pentru că a fost deja folosit. Sau dacă IDNP-ul dumneavoastră a fost deja folosit, la fel, vă rugăm să vă adresați la serviciile de suport pentru că s-ar putea cineva tehnic să fi greșit o cifră și atunci nu o să puteți accesați compensațiile decât dacă ne semnalați acest lucru și noi urmează să contactăm persoana care a comis greșeala, să modificăm cererea și să vă oferim posibilitatea de a face corectările. Așa că apelați cu încredere la liniile de suport, ele lucrează, la ultima perioadă reacționează foarte rapid și suntem puși în priză ca să ne asigurăm că lucrurile se întâmplă suficient de repede în următoarele zile, ori vrem toată lumea să poată să beneficieze de compensația corectă, conform gradului de vulnerabilitate care corespunde familiei și nu doar de compensația medie generală care o să fie oferită pentru tot. Într-adevăr, apropo de aceste situații, când unele familii încearcă să completeze cererea și descoperă că NLC-ul lor, numărul locului de consum, este deja folosit, chiar ieri era un procesare în jur de 300 de astfel de situații și în marea majoritate a cazurilor, dacă nu chiar în toate cazurile, chiar era vorba despre eroarea celui care a introdus primul NLC-ul. Și de aceea, dacă persoana demonstrează că are într-adevăr factura cu acest NLC, ne trimite o copie, de exemplu, pe e-mail, atunci noi putem temporar suspenda prima înregistrare și permite a doua înregistrare, pentru că persoana demonstrează de fapt că are acea factură și de fapt o plătește. Da? Deci noi am simplificat cumva și procesarea acestor situații. Există mai multe situații complexe. La un moment dat știu că de la unii furnizori lipseau unele NLC-uri și furnizorul și-a dat seama mai târziu că nu a inclus toate NLC-urile în primul set de date pe care l-a trimis și așa mai departe. Toate lucrurile astea se rezolvă și noi vom acoperi toate cazurile acestea complexe până când va fi lansată procesarea categoriilor de vulnerabilitate. Și aici, apropo de subiectul pe care îl menționați, ce se întâmplă cu cei care nu se înregistrează? Uh-huh. Deci, într-adevăr, pentru luna noiembrie, aceste familii, sau mai bine zis, aceste locuri de consum, pentru că locurile de consum nu sunt legate de o familie, dacă nu sunt înregistrate, vor primi compensația pentru categoria de vulnerabilitate medie. Există propunerea, nu este încă luată decizia finală, există propunerea ca pentru luna decembrie aceste locuri de consum să fie declasate în categoria scăzută de vulnerabilitate pentru a stimula cât mai multe familii să se înregistreze și pe parcursul lunii decembrie, da? Pentru a avea cât mai corect categoria atribuită. Noi, când am început dezvoltarea acestui sistem, de fapt aveam în vedere o metodă indirectă mult mai sofisticată, în care ne uitam la un consum similar într-o are geografică și cumva ne raportam la care sunt șansele ca această familie sau acest loc de consum să se încadreze într-o anumită categorie și o declasam cu un pas, dar în ultimul moment am hotărât să nu facem acest lucru pentru a nu încărca sistemul informațional. În primul rând ar fi fost un volum enorm de calcule, să faci aceste calcule indirecte și pentru că e vorba de primul an de aplicare a sistemului informațional, am zis să facem metoda cea mai simplă, să atribuim o categorie default și anul viitor vom dezvolta totuși această metodă indirectă printr-un proxy.
Da, și mai menționa aici din situații complicate care vine să le rezolve hotărârea de guvern care a fost dată astăzi în avizare, în tovărășările pomicule. Da. Sunt, cred că, circa 300-400 din tovărășări pomicule care sunt conectate la energie electrică. Acum, decizia guvernului, care, sau mai zis, care o propune guvernul, este ca persoanele care locuiesc în aceste tovărășări pomicule să fie încadrate în gradul de vulnerabilitate ridicat. Asta va însemna ca gestionarii întovărășirii să spună furnizorului și respectiv informația să ajungă și la minister privind persoanele care efectiv locuiesc în acea întovărășire, deci numărul de gospodării care sunt locuite cu adevărat pe perioada iernii și să repartizeze consumul, să calculeze, să repartizeze consumul și să calculeze compensațiile pentru persoanele care locuiesc acolo, dar vă aducem aminte că, de principiu, o persoană nu poate figura în mai mult de o singură cerere. Cu alte cuvinte, dacă aveți un bun imobil pentru care ați depus o cerere, nu veți beneficia de compensații și pe bunul imobil din întovărășirea pomicul. Cu alte cuvinte, trebuie să decideți pentru care dintre locuințele dumneavoastră solicitați compensații, ori ele se acordă pe o singură locuință și o persoană nu poate figura în ambele cereri. În egală măsură, mai sunt situații complicate în raport cu persoanele care locuiesc în blocuri locative gestionate de către companii de construcții, unele dintre care sunt și în proces de insolvabilitate. Acum, respectiv, nu avem neapărat un interlocutor cu care de la care să putem să obținem datele privind consumul istoric. Mai sunt situații unde facturile nu se emit într-o manieră centralizată și nu se separă în funcție de tipul serviciului. Am văzut și facturi unde în apartament se zice că trebuie să achite 500 de lei fără ca să-i spună foarte clar cât e pe energie, cât e pe îngrijirea teritoriului și așa mai departe. Din acest motiv, toate persoanele care se regăsesc într-o asemenea stație vor fi încadrate în categoria de vulnerabilitate medie. S-au ridicat în dependență de caz, cu întovărășările pomicule, de exemplu, da, vor fi în categoria ridicată, de da, vulnerabilitate ridicată. Cei care locuiesc în blocuri de locuit gestionate de către companii de construcții vor fi în medie. Și da, care n-au transmis datele către minister privind consumul per apartament, pentru că nu au asemenea evidență, vor fi încadrate în categoria medie. Da, într-adevăr, în procesul de implementare a fondului de reducere a vulnerabilității energetice și a acestui registru electronic, am descoperit mai multe probleme tehnice care nu țin neapărat de domeniul energetic sau de domeniul social, dar care țin de domeniul locativ. Și eu cred că este un bun exercițiu care relevă aceste probleme, care trebuie soluționate. De exemplu, pentru tovărășirile pomicole, problemele sunt mai profunde. Ei nu au înregistrat casele la cadastru și așa mai departe. Și cred că merită să fie cumva discutat subiectul mai pe larg și apoi. Pe de altă parte, chiar și furnizorii de energie nu au standarde pentru elaborarea codurilor, da? Utilizează tot felul de coduri diferite și atunci chiar și în interiorul aceluiași furnizor sau în interiorul bazei de date a aceluiași furnizor sunt coduri NLC care nu respectă un standard anume și probabil ar fi o bună idee, sugerez Parlamentului, să reglementeze cumva aceste coduri pentru ca să putem pe viitor să avem un sistem de determinare a vulnerabilității energetice mult mai eficient. Haideți să luăm câteva întrebări de la internauți. Doamna Valentina întreabă: cum se va compensa energia electrică pentru cetățenii care locuiesc în blocuri ce nu sunt conectate la gaze naturale, ori sunt parțial conectați? Deci, energia electrică se va compensa pentru cei cu vulnerabilitate ridicată și foarte ridicată în limita unui plafon de 75 de kWh pe lună, indiferent de accesul la alte surse de energie. Dar este adevărat că există familii care se încălzesc cu energie electrică și acest lucru trebuie să fie demonstrat și de volumul de energie electrică consumat în anii precedenți, nu doar de declarația familiilor.
Și pentru aceste familii noi precăutăm un nou mecanism să vedem dacă putem să îi țintim și să îi ajutăm, pentru că și pentru ei costul la energie electrică, la încălzire, da? La energie electrică pentru încălzire a crescut considerabil și, într-adevăr, o gigacalorie produsă cu energie electrică costă de cel puțin de două ori mai scump decât tariful compensat pentru gigacaloria pe gaze naturale sau vreau doar aici să precizez că noi probabil mai avem o săptămână la dispoziție pentru ca să tratăm acest subiect, ori hotărârea de guvern a intrat astăzi în avizare cu tarifele, da. Și o să le discutăm un pic mai târziu și urmează pe parcursul acestei săptămâni să determinăm cum putem identifica aceste familii cu adevărat, pentru că asta nu este situația unei familii dintr-o localitate rurală care se încălzește pe lemne. Da, cu siguranță. Deci noi trebuie să avem, să identificăm foarte clar familii care pe bune se încălzesc cu electricitate și aici cred că indicatorul într-adevăr o să fie un consum. Este consum istoric. Peste un anumit nivel care indică faptul că această familie într-adevăr se încălzește pe electricitate. Da. Vrem să reamintim că programul de compensație nu este unicul program pentru familii în această perioadă rece. Există și ajutorul pentru perioada rece anului, de care beneficiază în special persoane din mediul rural, acel ajutor de 700 de lei pe lună, pentru care pragul de acces a fost crescut considerabil prin decizia Comisiei Situației Excepționale de vinerea trecută. Eu am postat în weekend, un calculator pe Facebook, puteți să descărcați, este un fișier Excel în care puteți să selectați componența familiei și în funcție de componența familiei și gradele de dizabilitate ale membrilor familiilor, dacă sunt, se calculează acel prag de venituri pentru, sau mai bine zis plafon, nu e vorba de prag, e plafon de venituri pentru maxime, de eligibilitate pentru ajutor pentru perioada rece anului. De asemenea, autoritățile publice locale în unele localități au programe de compensare pentru cei mai vulnerabili. O altă întrebare de la doamna Tatiana. În caz că cineva devine șomer iarna sau scade salariul, cum va putea primi compensații mai mari, întrucât veniturile s-au redus? Am dorit de asemenea să știm dacă energia electrică va fi compensată ca urmare a faptului că s-a majorat mult tariful. Deci la energia electrică am răspuns deja. În ceea ce privește veniturile, noi putem să facem exercițiul acesta de atribuire a categoriei de vulnerabilitate energetică o dată pe an și acesta este principiul. Îl facem la începutul iernii și dacă se schimbă situația familiei, atunci familia are acces la alte instrumente ale statului. Este indemnizația de șomaj, este ajutorul social, sunt alte mecanisme prin care familia își poate regla situația, căuta un alt job și așa mai departe. Este normal să facem acest exercițiu o dată pe an și de aceea utilizăm consumul istoric. Deci ne uităm la consumul familiei pe anul precedent. Următoarea întrebare, doamna Tatiana, la momentul înregistrării cererii în apartament locuiau două persoane, între timp una a decedat, iar cererea nu mai poate fi modificată. Cum procedăm în așa caz? Așa cum am mai spus, puteți solicita modificarea cererii printr-un e-mail pe support@aroncompensatii.gov.md, suport cu 2 de P sau cu un singur P, am înțeles că există ambele adrese. Mesaj pe această adresă de e-mail, support@aroncompensatii.gov.md și colegii de la echipa tehnică vor deschide dreptul de editare pentru această cerere. Doamna Ecaterina întreabă, categoria de vulnerabilitate este stabilită în baza primei luni și rămâne neschimbată pe tot sezonul sau se schimbă odată cu mărirea consumului pe timp de iarnă? Doamna Ecaterina, categoria de vulnerabilitate se stabilește pe tot sezonul de iarnă în funcție de situația istorică, adică de cât a consumat familia în iarna precedentă. Adică noi ne uităm și la veniturile pe ultimele 6 luni, cumva un venit mediu, da? Care este venitul pe care îl așteptăm pentru această familie în următoarea perioadă și ne uităm la consumul istoric de anul trecut și vedem cât reprezintă energia în coșul de consum al acestei familii. Da, cred că aici aș face o remarcă.
s-ar putea un pic complice lucrurile, dar cred că este necesar ca lumea să cunoască că de principiu există o asemenea prevedere în hotărârea de guvern. Situația unei familii care s-a mutat într-un apartament recent, iar anul trecut în apartamentul respectiv, să zicem că locuia o persoană, o singură persoană, da, care consuma puțin. Deci cumva consumul istoric pe acel apartament este mic. Iar din luna octombrie, în acel apartament, s-a mutat o familie cu doi copii, da? Care, din principiu, ar urma să consume mai mult decât un pensionar singur, bunăoară, care locuia acolo anul trecut. Deci, cumva, hotărârea de guvern prevede și un minim consum garantat. Să-l rog pe domnul ministru să ne aduc aminte care este el. Dar noi am avut această discuție pentru că, într-adevăr, s-ar putea să fi schimbat foarte mult circumstanțele familiei care locuiau de la un an la altul, respectiv am considerat că este oportun să asigurăm și un prag minim garantat de consum per... Aici a fost într-adevăr o discuție în acest sens. Pentru familiile pentru care nu există un istoric de consum, mai bine zis, să ia în calcul un volum imputat. Și acest volum este pentru gazele naturale 125 de metri cubi, pentru energia termică, dacă familia este conectată la energia termică, 0,75 de gigacalorii pe lună, pentru energia electrică 125 de kWh pe lună. Să zicem că ați cumpărat un apartament nou care anul trecut n-are un istoric de consum. Atunci da? trebuie să semnalați acest lucru la suport@aruncompensatii.gov.md, pentru că sistemul nu poate vedea asta. Dar nu are un istoric de consum. Și respectiv o să utilizeze acest prag. Dacă nu are un istoric de consum, va utiliza aceste volume imputate pentru calculul coșului de consum. Apropo de coșul de consum, noi avem definiția coșului de consum pentru acoperirea nevoilor de bază în formula de calcul a vulnerabilității energetice și coșul de consum al energiei. Da? Și avem o întrebare în acest sens. De la Iulia, spuneți, vă rog, reieșind din punctul 26 din regulament, ce sumă va fi luată în calcul la stabilirea nivelului minim de cheltuieli al gospodăriei casnice formate dintr-o persoană. Deci pentru prima persoană din gospodăria casnică, în baza datelor de la Biroul Național de Statistică, și noi aici am luat în calcul un indicator care este mai mare decât coșul minim de consum, deci cheltuielile de consum imputate sunt 3.430 de lei. Este rezultatul unei formule. Deci noi avem în formulă, avem consumul de anul trecut, din decembrie, înmulțit cu rata inflației între decembrie și septembrie acestui an, ca să o aducem la ziua de astăzi. Pe anul trecut, respectiv în decembrie, aici sunt niște date, niște cifre, nu cred că trebuie să le explicăm în detalii, dar dacă cineva vrea să... Cred că poate e important să menționăm principiul general. Deci dumneavoastră aveți un venit, de exemplu, de 7.000 de lei. Din acest venit pe care fie l-ați indicat, fie sistemul să-l afle din sistemele informaționale ale statului, se exclude o anumită sumă. Deci e cumva sunt niște cheltuieli protejate, care nu sunt luate în calcul pentru a estima ponderea costurilor prognozate pentru energie. Iar pentru prima persoană din familie, deci dacă este o familie dintr-o singură persoană, o să se deduc 3.430 de lei. 3.430 de lei. Pentru celelalte persoane, circa 2.400 de lei. 2.400. Deci 2.750 de lei era acest coș în decembrie anul trecut, înmulțit cu inflația până în septembrie, 3.430 de lei. Dar să explicăm de ce facem chestia asta. Acest coș nu reflectă de fapt coșul sau nu vrea să estimeze coșul efectiv al unei familii date, pentru că noi înțelegem că sunt familii diferite și așa mai departe. Dar este un standard, deci un coș imputat care ar trebui să acopere niște cheltuieli chiar de bază, de bază, de bază. Da? Acum, bineînțeles că oamenii au diferite activități, au niște alegeri în viață pe care le fac și așa mai departe. Dar încă un capitol de cheltuieli este luat în calcul și anume procurarea unei locuințe, pentru că asta este o necesitate de bază, dar și acolo se pune un plafon maxim, pentru că nu putem lua în calcul orice tip de locuință. Trebuie să existe un standard cumva minim de locuință. Da? Și de aceea, din venitul familiei se
deduc aceste cheltuieli de consum minim pentru a vedea bugetul disponibil pentru plata energiei. Ce ține de locuință, aducem aminte cetățenilor că în cerere, dacă aveți un credit imobiliar, puteți indica acest lucru. Trebuie să bifați faptul că aveți un credit imobiliar, introduceți numărul cadastral în cerere și indicați ultima plată lunară. Iar această plată, într-un anumit plafon, va fi dedusă din veniturile dumneavoastră înainte de a procede la stabilirea gradului de vulnerabilitate. Exact. Deci încercăm să ținem cont și de acest aspect, pentru că dreptul este un cost semnificativ care afectează, evident, veniturile disponibile ale familiei. George ne întreabă dacă un NLC la factura de energie Red Nord nu se regăsește în așa format în listă, ce face? Scrie un e-mail la suport@compensatii.gov.md și cât mai repede, pentru ca să poată procesa colegii noștri această solicitare și de dorit să trimiteți o fotografie a facturii, da, ca să vadă colegii exact despre ce este vorba. Așa, doamna Ala întreabă, ca cuznați că caia categoria e prisvoienă, izvișenie pridiot na număr telefonă ili electronului poștu. Am mai spus-o, categoriile de vulnerabilitate vor fi calculate pe data de 25 noiembrie. Este normal ca până atunci cererile să fie încă în statut de în procesare. Din câte știu, vor fi înștiințați utilizatorii printr-un SMS. Vor fi înștiințați și pentru un SMS și prin e-mail și vor putea vedea acest lucru și în cabinetul lor personal pe compensatii.gov.md, accesându-și contul personal. Acolo decizia integrală va putea fi vizualizată în contul personal. Vă dați seama că prin SMS nu putem oferi toate detaliile. De asta o să vă încurajăm să intrați, pentru că o să ne străduim să fim cât mai expliciți în a vă explica de ce o gospodărie a fost încadrată într-un anumit grad de vulnerabilitate. Doamna Viorica întreabă, oamenii care se încălzesc la sobe, ce compensații vor avea? Deci dacă consumă energie electrică, vor avea compensații la energia electrică și acești oameni sunt eligibili pentru, nu doar ei, dar toți, inclusiv aceste persoane, sunt eligibili dacă au venituri mici pentru ajutorul pentru perioada rece anului. Și aici propun să facem un mic exercițiu. Îmi dai o structură a familiei și eu îți spun cât este plafonul de acces la ajutor pentru perioada rece anului. Un pensionar cu 3 copii. Un pensionar cu 3 copii, dacă părinții sunt plecați peste hotare. Un bunel care are grijă de 3 copii. Un bunel care are grijă de 3 copii va primi ajutor pentru perioada rece anului dacă venitul este mai mic de 14.605 lei. Deci este un plafon destul de ridicat. O asemenea situație, dacă se întâmplă, cu astfel de venituri. Deci noi am modificat anul ăsta parametrii și în cazul familiilor copii, în special, sunt semnificativ mai înalți decât anul trecut. Pentru că noi am... Într-un astfel, de altfel, pentru un astfel de scenariu, plafonul crește cu 45% față de anul trecut. Dar pentru o situație mai standard, o familie, doi adulți cu doi copii, fără dizabilități, acum pragul este 13.399 de lei, în creștere cu 35% față de anul trecut, adică o creștere care acoperă integral inflația. Aici e important să menționăm că familia trebuie să corespundă acelui criteriu de statut ocupațional. Cu alte cuvinte, persoanele adulte trebuie să fie pensionari, fie șomeri înregistrați oficial la NOFM, fie să fie cineva în concediu de îngrijire a copilului, fie salariați. Deci persoane care activează la negru sau nu au un statut de șomer nu sunt eligibili și asta reprezintă cumva o barieră de acces, dar poate fi depășit în măsura în care, dacă vreți să beneficiați de acest ajutor, mergeți la NFM, durează, nu știu, jumătate de oră maxim, luați-vă acest statut de șomer și după aia mergeți să vă înregistrați. Pentru că, de principiu, programul este gândit în așa fel încât să-i susțină pe cei care fac și un efort să încadreze în câmpul muncii, cel puțin caută de lucru dacă nu au un loc de lucru la moment. Dar poate reprezenta pentru anumite familii un obstacol, deci să nu fiți surprinși dacă o să mergi la asistența socială și o să vă întrebi, fiind adult capabil să muncească, dacă aveți sau nu statut de șomer, în cazul în care nu sunteți salariați. Sau nu sunteți, de exemplu, deținători de patent și așa mai departe. Da, este important că
aceste ajutoare și ajutorul social și ajutor pentru perioada rece anului sunt acordate celor care arată activ că vor să fie incluși în activitate, în piața muncii și așa mai departe. O altă întrebare, spuneți-mi, vă rog, Cristina întreabă, spuneți-mi, vă rog, dacă indemnizația de maternitate 126 de zile se include în venitul mediu pe 6 luni pentru compensație. Răspunsul este da, este un venit care înlocuiește salariul, pentru că este un venit din concediu. În același timp, în momentul nașterii copilului, indemnizația unică la nașterea copilului, acea indemnizație de 10.000 și ceva de lei, nu se declară, pentru că acea indemnizație acoperă niște cheltuieli legate strict de nașterea copilului, adică sunt niște cheltuieli excepționale. Deci sunt câteva categorii de venituri care nu trebuie declarate. Este vorba de indemnizația la nașterea copilului, indemnizația oferită cu ocazia decesului unei persoane, pentru că sunt niște cheltuieli cumva extraordinare, sunt suplimentare și unice, da? De asemenea, plățile oferite la lichidarea consecințelor calamităților naturale sau situațiilor excepționale, dacă s-a întâmplat asta și, de exemplu, autoritățile publice locale v-au ajutat, atunci nu trebuie să declarați asta ca venit pentru că ați fost compensat pentru niște pierderi. Și, de asemenea, alocațiile pentru îngrijire, însoțire și supraveghere pentru persoanele cu dizabilități severe, pentru că aceste persoane au niște cheltuieli datorate statutului lor de persoane cu dizabilități severe și aceste alocații trebuie să acopere aceste cheltuieli suplimentare. Restul veniturilor care substituie salariul, de exemplu, trebuie declarate. De exemplu, indemnizația pentru îngrijirea copilului, pentru că acoperă niște cheltuieli ale copilului și cheltuielile copilului sunt oricum imputate în calculul sistemului, adică ele cumva sunt deduse pe partea cealaltă, pentru că dacă declarați și copilul, și normal că o să declarați și copilul dacă îngrijiți de copil, atunci acel copil vine cu niște cheltuieli imputate pentru copil și normal să luăm în calcul și veniturile și cheltuielile pentru acel copil. Să vedem dacă mai avem întrebări. Da. Dacă am greșit datele, când putem să le redactăm? Ați anunțat că va fi acces încă câteva zile să putem modifica cererea. Deci, dacă ați greșit datele, de exemplu, dacă ați inclus venitul total pe 6 luni în loc de venitul mediu lunar, încă o dată scrieți un mesaj la support@compensatii.gov.md sau dacă v-ați înregistrat cu ajutorul asistentului social sau bibliotecarului, adresați-vă la asistentul social respectiv sau bibliotecarul respectiv. Toți asistenții sociali comunitari, bibliotecarii și operatorii din CUPS au acces la cerere și le pot edita, iar dumneavoastră, dacă, după ce scrieți, veți primi răspuns și cererea va fi reactivată pentru 5 zile, dar o faceți mai repede pentru ca să nu ne apropiem de data de 25, da? Dacă faceți cererea asta pe 22 sau 23, atunci veți avea doar o zi, două la dispoziție pentru această lună. Spuneți-mi, vă rog mult, Tatiana întreabă, spuneți-mi, vă rog mult, dacă nu am reușit să-mi depun cererea, aș putea să o depun până pe 24. Da, puteți să o depuneți până pe 24 și vă îndemnăm să o faceți de sine stătător. De fapt, este un mesaj pe care eu l-am adresat și în cadrul conferinței de presă. Aproximativ 40% din înregistrări au fost prin intermediul asistenților sociali, comunitari și a bibliotecarilor. Un volum enorm pentru ei, un volum suplimentar de lucru care nu era prevăzut în planul de activitate. De aceea îndemnăm oamenii să se înregistreze singuri. Deja au fost sute de mii de familii care s-au înregistrat. Știu cum se face acest lucru. Puteți să rugați niște prieteni să vă înregistreze. Sau rude apropiate și așa mai departe. Da, aveți suficient timp la dispoziție. Dacă o pensionară are venitul de 2600 de lei și este singuratică, ce compensație va avea? Compensația maximă va avea. Da, și zic totodată în acest context, trecem și câte leac și la subiectul tarifelor. Da. Pentru că presupun că asta e ceea ce interesează cel mai mult pentru oameni și astăzi tarifele au fost scoase spre consultări și cred că ar fi bine să vă explicăm pe scurt cum funcționează, ce înseamnă tarif compensat, cât este compensația, și de la ce tarif pornim și care vor fi tarifele în funcție de categorie de vulnerabilitate.
De acord. Deși datele circulă deja pe internet destul de dinamic. Sunt pe mai multe portaluri de știri, dar într-adevăr merită să analizăm pe fiecare tip de energie și categorie. Ce aș explica eu în primul rând? Da. Plafonul. Plafonul. Deci dacă vorbim despre gaze, da, noi avem un plafon de 180 de metri cubi care intră în compensație. Care e mai mare decât plafonul care a fost anul trecut. Da, 30 anul trecut a fost 150 de metri cubi, acum e 180 de metri cubi. Respectiv, să zicem că cineva este în categoria de vulnerabilitate ridicată și consumă 200 de metri cubi. Ridicat înseamnă a doua categorie, pentru că noi avem foarte ridicată și apoi ridicată. Da. Respectiv, pe primii 180 de metri cubi va plăti 14 lei, da. Iar pe ceilalți 20 de metri cubi restanți va plăti tariful de plin, care este de 29 de lei. Deci pentru a afla costul total pe această factură pe care l-are de plătit familia, se înmulțește 180 cu 14 și se mai adaugă 20 înmulțit cu 29 și asta va reprezenta costul pe care trebuie să-l achite familia respectivă pe lună. Tariful de compensat sunt 12 pentru vulnerabilitate ridicată, foarte ridicată. Da. 14 pentru ridicată, 17 pentru medie, 24 pentru scăzută, iar familiile care intră în categoria non-vulnerabil nu beneficiază de compensație, respectiv achită tariful de plin de 29 de lei. Hai să explicăm de ce pragul, sau mai bine zis, volumul maxim compensat este mai mare anul acesta în comparație cu anul trecut. Am făcut o analiză și am văzut că multe familii consumă, de fapt, chiar și cu economisire, consumă, de fapt, peste 150 de metri cubi pe lună. Și pentru a ajuta mai mult aceste familii, care sunt și ele vulnerabile, da? Am ridicat plafonul la 180 de metri cubi și astfel acoperim peste două treimi din toate familiile care se încălzesc cu gaze naturale, în limita plafonului. Celelalte vor primi, bineînțeles, și ele compensații, numai că pentru primii 180 de metri cubi. Da. Astfel, trebuie să stimulăm și economisirea, dar să avem și plafoane suficient de ridicate, care să nu fie cumva penalizante pentru familii. Da? Pentru energia termică, plafonul este 1,3 gigacalorii și tarifele vor fi 1450 de lei pentru prima categorie de vulnerabilitate foarte ridicată, 1700 de lei pentru a doua categorie, 1950 de lei pentru a treia, adică pentru vulnerabilitatea medie. Cei cu vulnerabilitate scăzută vor plăti 2500 de lei pentru prima gigacalorie și 30, da? Da. Până în plafonul de 1,3 gigacalorii. Dar aici, atenție, tarifele sunt diferite la Chișinău și Bălți. Mai sunt câteva orașe mai mici care au încălzire centralizată și efectiv suma compensației va fi diferită pentru că tariful e diferit. Deci prețul final, tariful final plătit de consumator va fi același pentru prima gigacalorie și 30, dar compensația va fi diferită. Va fi un pic mai mare la Bălți pentru că acolo tariful încălzirii centralizată este mai ridicat. Da? Iată, dacă ar fi să simulăm valoarea compensației pentru încălzire, pentru cei cu cea mai ridicată vulnerabilitate, dacă consumă mai mult de 1,3 gigacalorii, familia va primi 1825 de lei compensație la Chișinău și 2080 de lei la Bălți. Da, aș vrea să revin la o întrebare anterioară și să o calculăm până la capăt. Uh-huh. Deci dacă vorbim de o pensionară care are 2600 de lei pensia, ea va fi încadrată în categoria foarte vulnerabilă, respectiv va achita un tarif la gaze de 12 lei. Da. Să zicem că la 100 de metri cubi, deci sunt 1200 de lei pe care va trebui să-i achite lunar, dar dacă locuiește în Chișinău, 40% din această factură va fi compensată de către primărie, mai mult, deci din acei 1200 de lei restant și mai mult decât atât, poate aplica la ajutorul pentru perioada rece a anului, se va încadra în plafon și va mai beneficia de 700 de lei pentru a-și acoperi cheltuielile. Respectiv, 40% din 1200 e o treime, e 500 de lei,
Și cu cei 700 de lei pe care i-a primit de la stat, de fapt, a ieșit chiar un pic în... Bine, mai sunt și alte facturi. Dar sunt și factura de energie electrică care trebuie să o acopere. Și gazele la plită și așa mai departe. Dar toate programele, dacă persoana se adresează la asistența socială, toate programele, de fapt, permit cât de cât să acopere cheltuielile pe această... cheltuielile cu utilitățile, am în vedere, dar sunt și alte cheltuieli, bineînțeles. Pentru ajutorul pentru perioada rece a anului, plafonul pentru o persoană singură, care nu are niciun grad de dizabilitate, este 3.544 de lei. Deci, orice persoană singură, care are statut ocupațional, dacă este pensionar, de exemplu, sau angajat sau șomer, și are un venit net lunar de sub 3.544 de lei, este eligibil pentru ajutor pentru perioada rece a anului. 3.544 de lei este ușor peste pensia medie. Da. Este ușor peste pensia medie, respectiv marea majoritate a pensionarilor pot beneficia de acești 700 de lei și vă încurajăm activ să-i solicitați. Olesia ne întreabă, dacă a fost indicat venitul pentru 6 luni în loc de venitul mediu pe 6 luni, ce facem? Ne scrieți și cât mai urgent. Și asta este important. Sunt mai multe astfel de cazuri. Oamenii și-au dat seama că au greșit. Și ne scrieți pe suport aron.compensatii.gov.md cu un P sau cu doi de P. Ambele adrese sunt valabile și solicitați să fie redeschis accesul la cerere ca să puteți edita. Din greșeală nu am cerut compensare la energie electrică. Mai pot schimba ceva? Întreabă domnul Petru. Domnul Petru, compensația nu se cere pe tip de energie. De fapt, este vorba de înregistrarea în sistem. Dumneavoastră v-ați înregistrat în sistem și acolo ați declarat NLC-urile, adică locurile de consum. Ați identificat locurile de consum care sunt legate de familia dumneavoastră. În baza consumului istoric, se calculează cât la sută din cheltuielile gospodăriei dumneavoastră reprezintă energia din cheltuielile disponibile după ce a fost acoperit coșul de consum. Da? Și veți avea atribuit o categorie de vulnerabilitate în funcție de venituri. Dacă aveți venituri foarte mici, aveți șansa foarte mare să fiți în cea mai înaltă categorie de vulnerabilitate, doar că dacă nu ați înregistrat locul de consum, dacă nu ați indicat NLC-ul pentru energia electrică, veți primi compensația cea mai mare pentru celelalte locuri de consum, nu știu, gaze sau energie centralizată în care v-ați, încălzire centralizată pe care le-ați indicat în cerere, pentru ele veți primi cea mai mare compensație, iar pentru energie electrică, pentru că sistemul nu știe care este contorul dumneavoastră, veți primi compensația medie. Nu veți primi pentru că compensăm De fapt, compensația medie care astăzi e zero. Da, compensația medie la energie electrică. Deci solicitați redeschiderea sistemului și introduceți datele pe electricitate. Da, solicitați. Tot așa. Eu am explicat pe lung, până la urmă concluzia era, oricum scrieți la suport@aroncompensatii.gov.md și cereți să vă fie redeschis accesul pentru a introduce NLC-ul, numărul din factură, la energie electrică. Și asta e valabil pentru toți. Corect. Dacă nu puteți scrie e-mail din diverse motive, puteți suna la centrul de apel 08000-5000. Da, 08000-5000 și atenționa acolo. Vă identificați. Da, ne lăsați de dorit IDNP. Deci o să informați operatorul privind IDNP-ul dumneavoastră sau numărul cererii de dorit IDNP-ul pentru ca să vă putem identifica în sistem și redeschide cererea. Doamna Vera întreabă. Bunei cu copii la care părinții muncesc peste hotare trebuie să indice venitul primit de la părinții nepoților? Doamna Vera, în primul rând toată admirația noastră că aveți grijă de copii, dacă este cazul dumneavoastră și de fapt și acel venit pe care părinții îl trimite peste hotare este un buget al familiei dumneavoastră. Dar familia dumneavoastră, atenție, vă include pe dumneavoastră bunei și copii, nu include părinții care sunt peste hotare. De aceea, da, în mod normal, trebuie să declarați acest venit dacă este un venit stabil lunar din care vă întrețineți. Da? Estimați un venit mediu lunar pe care îl primiți de peste hotare și îl declarați în cerere. Este normal pentru că din acei bani trăiți și statul vă ajută să trăiți, să plătiți facturile dacă vă este greu. Domnul Vitalie întreabă,
Când m-am înregistrat, am indicat salariul meu și a soției pe ultimele 6 luni, însă ea este în concediu de maternitate deja de 2 luni aproximativ. Deci în momentul nașterii se va schimba categoria de vulnerabilitate sau nu, fiindcă deja activez doar eu și raportul venituri-cheltuieli se va schimba. Deci am răspuns la această întrebare anterior. Veniturile care înlocuiesc salariul, deci concediu de maternitate, concediu de boală sau concediu de îngrijire a copilului, trebuie declarate. Dumneavoastră, la nașterea copilului, veți putea solicita să includeți încă un membru în gospodărie pentru a imputa niște cheltuieli pentru copil. Asta în una din lunile următoare, dacă considerați necesar. Dar, încă o dată, categoria este estimată o dată pe an pentru întreaga gospodărie și, oricum, acele intervaluri de venit sau de structură a gospodăriei sunt suficient de largi încât aceste modificări despre care vorbiți dumneavoastră să nu afecteze substanțial categoria de vulnerabilitate în care sunteți. Ele sunt foarte largi, acele intervale de venit. Atunci ați dimensionat că în concediu de maternitate indemnizația din partea statului este 100% egală cu venitul mediu de pe ultimele 12 luni și concediul de maternitate include inclusiv 2 luni după nașterea copilului, după care puteți beneficia de indemnizația de îngrijire a copilului în funcție de opțiunea pe care o selectați, care este egal fie cu 90% din venit pe ultimele 12 luni dacă alegeți să o primiți doar timp de un an de zile sau cu 30% dacă alegeți să o primiți timp 3 ani de zile. Da. Doamna Luiza întreabă, dacă am depus cererea pentru încălzire, automat o să fie luată în calcul și energia electrică? Nu, trebuie să includeți în cerere toate NLC-urile, adică toate codurile din facturi. Pentru că altfel, sistemul nu știe ce contor aveți dumneavoastră. Da. De fapt, pentru ce avem nevoie de acest proces de înregistrare? Furnizorii nu știu cine stă de partea cealaltă a contorului, cine de fapt consumă energia. De aceea trebuie să legăm o familie de un contor. Și dumneavoastră, doamna Luiza, solicitați, vă rugăm, pe suport@compensatii.gov.md modificarea cererii, ca să puteți să introduceți și energia electrică. Da, anul viitor, probabil, vom obliga furnizorii să aibă evidența, să țină evidența numerelor cadastrale. Ori astăzi, din păcate, prea puțin furnizori pot spune care este numărul cadastral al bunului mobil, respectiv nu avem un identificator unic între furnizori care să ne permită să calculăm automatizat anumite lucruri și atunci a fost necesar acest proces de înregistrare. Doamna Maria întreabă care va fi compensația pentru energia electrică pentru cei ce locuiesc în blocuri unde plitele și cazanele de încălzire a apei sunt electrice. Va fi același plafon? Ne dăm seama că unele familii consumă mai multă energie electrică. Din păcate, acest sistem nu poate lua în calcul toată complexitatea, toate situațiile particulare. Scopul sistemului, de fapt, în perioada rece a anului, este de a compensa creșterea costului pentru încălzire. Deci ăsta este scopul principal al sistemului. Și dacă dumneavoastră vă încălziți cu gaze naturale sau încălzire centralizată, veți primi o compensație substanțială, dacă sunteți în categorie de vulnerabilitate ridicată, o compensație care poate fi 2.000 sau chiar 3.000 de lei în funcție de tipul de energie, iar pentru electricitatea pe care o consumați, veți primi o compensație mai mică în limita plafonului despre care am vorbit. Doar familiile care se încălzesc cu electricitate s-ar putea, dacă găsim o soluție tehnică să le identificăm foarte exact, s-ar putea să primească o compensație suplimentară. Pentru că ele se încălzesc cu electricitate și atunci noi, de fapt, vrem să compensăm costul încălzirii în perioada rece a anului. Da, asta va trebui să determinăm urmărind care a fost consumul anul trecut. Absolut. Și dacă a fost peste un anumit plafon, asta o să fie un indiciu că dumneavoastră vă încălziți, aveți bunoară, nu știu, un și boiler. Și dacă familia au declarat că se încălzesc cu energie electrică, da, în sistem. Aveți un boiler care e conectat la un sistem autonom de încălzire, deci el încălzește apa și apa aia circulă prin calorifere. Presupunem noi că ați avut un consum mare de electricitate anul trecut, cred că nu știu, o să vedem peste cât urmează să decidem în această săptămână, nu știu, peste 300, peste 400, peste 500 de kW.
care o să servească drept indiciu pentru faptul că vă încălziți pe electricitate și nu aveți, prin urmare, încălzire termică, da. Ceea ce noi putem verifica, iar consumul de gaze este mic. Da. Pentru că dacă consumați și 200 de metri cubi de gaze și mai consumați și 1000 de kW electricitate, s-ar putea să aveți o fermă de mining de Bitcoin acasă. De exemplu. Atunci, de exemplu. Apropo, și asta este cumva o limită a sistemului de compensații. Noi de ce punem plafoane? Pentru ca să evităm să compensăm activități economice. Mm. Pentru că noi compensăm nevoile oamenilor să se încălzească. Nu putem să compensăm și... Exact, dacă aveți o seră. Seră sau un mining de Bitcoin, într-adevăr. Da? Consumul de energie electrică foarte mare poate semnala că se consumă pentru astfel de activități. Doamna Lidia întreabă, soțul meu a indicat venitul lui, dar a uitat să pună și pensia mea. Cum pot schimba? În primul rând, doamna Lidia, vă mulțumesc pentru această întrebare care relevă responsabilitatea dumneavoastră. Așa. Sistemul va interpela date din Sistemul Informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale și de la FISC și de la alte sisteme informaționale în care se păstrează informații despre veniturile oamenilor. De aceea, venitul dumneavoastră oricum va fi identificat, pentru că dacă primiți o pensie, statul știe despre asta, va fi identificat și va fi luat în calcul. De fapt, pentru orice familie se va compara venitul declarat cu venitul cunoscut, da? Și va fi luat în vedere acest calcul. Nu veți fi penalizată pentru asta decât dacă ați decât dacă salariile sunt sau veniturile nedeclarate sunt foarte, foarte mari și ați declarat intenționat foarte puțin. Dar nu este cazul dumneavoastră, doamna Lidia, pentru aici vorbim despre activități mai degrabă de întreprinzător sau alte tipuri de activități. Acolo pot exista anumite penalități unde oamenii intenționat, nu, dumneavoastră ați greșit sau soțul a greșit, da? Dar dacă există rea intenție, atunci pot exista penalizări. Însă dacă doriți să corectați și să puneți pensia, puteți de asemenea să solicitați modificarea sau la asistentul social comunitar, dacă v-a ajutat, un bibliotecar eventual, sau prin e-mail, așa mai spus-o, support@compensatii.gov.md cu un P sau cu doi de P, cum vă este mai comod. Da. Este necesar să precizăm că veniturile oamenilor sunt verificate. Da. Este o întrebare care deseori ne este adresată. Acum ar mai fi un aspect de precizat. Am avut astăzi o ședință cu furnizorii și intermediarii de electricitate, gaz și energie termică, s-ar putea să avem o situație când compensațiile la electricitate să fie reflectate de-abia în factura din luna ianuarie. Din anumite momente tehnice, deci acele compensații pe consumul din noiembrie, pentru că s-ar putea să nu reușim să le includem la timp în factura din decembrie, ele n-o să se piardă, deci acei bani care statul a promis că o să-i ofere, o să-i ofere, doar că ei o să fie decalați în timp și transferați pentru luna pentru factura din luna ianuarie, care va include și consumul din luna decembrie. Deci, dacă o să existe anumite irregularități, dar și asta se referă în special la cei care locuiesc în asociații care își facturează de sine stătător consumul de electricitate, dacă locuiți într-un apartament care este facturat direct de către Premier Energy sau Feyenoord, această problemă n-ar trebui să existe. Sunt situații mai complexe când fie locuiți într-un bloc gestionat de companie de construcții, fie este o asociație care de sine stătător facturează, deci nici măcar nu prin Infocom energie electrică. S-ar putea să fie acest decalaj în timp, dar stați liniștiți, banii care au fost bugetați și care urmează să meargă ca și compensație, oricum vor ajunge la dumneavoastră, chiar dacă vor ajunge cu o mică întârziere. Am vrut să precizez, pentru că cu siguranță o să fie întrebări. Mulți dintre dumneavoastră, de altfel, deja și-au primit facturile de la Premier Energy pe electricitate, care includ consum din luna noiembrie. Da. Iarăși, zilele alea din luna noiembrie o să fie compensate, o să regăsiți acele compensații în facturile din următoarele luni. Deci ele nu se pierd nicăieri, pur și simplu noi tehnic, având în vedere că calculăm gradele de vulnerabilitate la finalul lunii de-abia, iar Premier Energy facturează, nu lua o anumită dată fixă, dar
din mers, respectiv sunt deja facturi emise care includ și zile de luna noiembrie, ele nu se vor pierde acele compensații, ele vor fi pur și simplu incluse în facturile ulterioare. Deci aici stați fără grijă, pentru că este acest angajament pe 75 de kW și el va fi respectat. Da, de altfel și furnizorii de energie au și ei sisteme informaționale și ei pot ajusta acolo calculul pentru ca oamenii să primească compensațiile care le sunt cuvenite. Doamna Maria întreabă, concretizați, vă rog, unde ne putem adresa în privința 700 de lei pentru pensionari? 700 de lei sunt pentru persoanele vulnerabile. Dacă pensia este mai mică decât pragul pe care l-am enunțat, atunci acești pensionari sunt eligibili și ei trebuie să se adreseze la asistența socială comunitară. Da? Din localitatea noastră, asistentul social comunitar, există un formular, trebuie să îndepliniți acel formular, informația se întâmplă într-un sistem și sistemul vă răspunde dacă sunteți eligibil sau nu. Iarăși trebuie să... dacă e vorba de pensionari, e mai simplu, dar persoanele care... nu sunt pensionari, trebuie să respecte un anumit statut ocupațional, să arate că sunt active. Da. Doamna Ecaterina întreabă, sunt prevăzute compensații pentru centre de zi sau plasament pentru persoane în etate gestionate de ONG-uri? Și o întrebare similară de la un alt utilizator. Domnul Grigore întreabă, ONG-urile pot aplica la compensații, de exemplu pentru gazul folosit la încălzire. Acest sistem este pentru consumatorii casnici, pentru compensațiile agenților economici, Ministerul Economiei implementează un program. Pentru organizațiile non-guvernamentale este mai complicat. În orice caz, nu acest sistem, din păcate. Aici trebuie să discutați cu finanțatorii. Dacă e vorba de autoritățile publice locale sau de autoritățile publice centrale, noi și noi, Ministerul, finanțăm anumite ONG-uri pentru anumite servicii sociale. Vom suplimenta bugetele respective pentru că asta este situația. Centrele de plasament gestionate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale deja pe parcursul anului au avut bugetele suplinite pentru a putea plăti facturile. Acest sistem nu este pentru asemenea cazuri, este pentru consumatorii casnici. Și doamna Angela întreabă... Ultima întrebare. Da, cred că ultima întrebare, pentru că am promis o oră. Da? La moment am statut de șomer, în care categorie de vulnerabilitate o să fiu dacă veniturile sunt numai de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă? Acum depinde cât este indemnizația de șofer, am să zic de șomer. Dacă ați avut un salariu foarte mare și indemnizația poate fi foarte mare, dar intuiesc că este vorba de o indemnizație destul de redusă, cu cea mai mare probabilitate veți fi în categoria cea mai ridicată de vulnerabilitate energetică. Acestea fiind spuse, mulțumim pentru întrebări. Da, și vă încurajăm, în cazul în care sunt întrebări adiționale, să scrieți pe pagina Ministerului de Facebook, colegii vă răspunde, sau să scrieți direct pe suportaron.compensații.md solicitând o consultație sau să apelați centrul telefonic 08000 5000, unde la fel puteți beneficia de anumite clarificări sau puteți semnala anumite probleme care vă întâmplați. Da. Așa este, mă alătur și eu celor spuse de domnul Percion. Vă mulțumim pentru atenție aici de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Sper și pe viitor să avem astfel de live-uri. A fost foarte interesant. O seară bună, la revedere!